pas în adâncime dată lui Mulțescu. Atacă Stancu. Țălnar. Dudu Georgescu cu capul, trage cu stop. Prima ocazie de gol a dinamoviștilor, minutul 7. Centrarea lui Custov, Dudu Georgescu, mare ocazie de golul la 6 metri de poarta lui Cristian. O centrare impecabilă a lui Custov, îl găsește pe Dudu Georgescu la marginea careului mic. Dinamoviștii se găsesc mai bine în jumătatea de teren adversă și drept urmare au inițiativa. Custov în careu. Custov, cel mai bun jucător de la Dinamo până acum. Grea minge pentru portarul piteștean Cristian. Grea la propriu și la figurat. Din cauza noroiului, Augustin încearcă din nou o acțiune individuală, sezizând jocul la offside al oaspeților. Puțin mai devreme a reușit să depășească apărarea piteșteană, acum însă a fost faultat de Cârstea. Mulțescu. Și gol marcat de Augustin. Revedeți această fază petrecută în minutul 34, 1-0 pentru Dinamo. Augustin, numărul 4, autorul golului. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, chiar și al suporterilor echipei piteștene. Desigur, afectați de acest gol primit, afirmând că dinamoviștii meritau golul pentru jocul prestat până acum, ei având în marea majoritate a timpului inițiativa, atacând mai mult, dominând minute întregi și ratând ocazii bune de deschidere a scorului. A reușit Augustin în minutul 34, dar să așteptăm replica, care sunt convins că nu va întârzia a piteștenilor. Cam dat însă randamentul lui Dobrin este sub așteptări și probabil că din această cauză atacul Argeșului este lipsit de scântei. Un nou Augustin. Ia acțiune pe cont propriu, singur cu portarul Cristian, care salvează, trage Iordache. Degajează Stancu. Minutul 36, cea mai frumoasă fază de poartă. Augustin, care încearcă mereu apărarea la offside a piteștinilor cu acțiuni individuale, a reușit să o străpungă și acum. Centrare, Mulțescu și cap a lui Dudu Georgescu. Țălnar pătruns în careu, aproximativ un metru, este faultat. Lovitură de pedeapsă împotriva echipei piteștene, execută Dudu Georgescu.
Și este 2-0 pentru Dinamo. Echipă în plină mișcare Dinamo în această repriză. Dinu vine mereu în față. Chieran la fel, îl părăsește pe Dobrin și iată-l în posesia balonului. Mulțescu străduindu-se permanent să se demarce. Dribling pe lângă Iovănescu și centrare! Ratează Țălnar din careul mic. Recentrare Mulțescu. A ajuns însă la Stancu. De necrezut cât de ușor este depășită astăzi apărarea Argeșului. Centrează din nou cu efect Stănescu, dar Cristian se zizează direcția balonului. Misiune foarte grea pentru portarul piteștean, care nu este deloc protejat astăzi de apărătorii din față. Iată-l din nou, lăsat singur cu Țărnar, salvând cu genunchiul. Sporul putea lua proporții fără intervențiile excepționale ale portarului piteștean în două situații. Dinu, împingându-și mereu echipa înainte. Cârstea spre Dobrin. Pasă pentru Doru Nicolae, care aleargă împreună cu doi fundași din Amovi și este faultat în careul, lovitură la 11 metri pentru Argeșul. Minutul 7 al reprizii a doua. Aleargă extraordinar Doru Nicolae și lovitură de pedeapsă împotriva formației Dinamo, care dacă va fi transformată va relansa această partidă, cum spun de multe ori cronicarii de specialitate. Va mări din nou interesul. Cine va executa? Mărculescu. Moment foarte important al meciului. Și 2-1. Gol marcat în minutul 53. Am impresia că dinamoviștii resimt efortul depus în prima repriză, pe care au dominat-o net, alergând foarte mult, consumând energie considerabilă și nemai având, pare să, acum resurse pentru a susține același ritm. Și iată-l pe Cristian, fiind învins în acest moment de Augustin, după ce salvase miraculos cu piciorul la șutul lui Mulțescu. Augustin, autorul golului, minutul 27, 3-1 pentru Dinamo, fază electrizantă la poarta piteșteană, pe care o revedeți acum, ezitarea apărării oaspeților la lovitura de colț a lui Țărnar. Trage Mulțescu și respinge Cristian. Trage din nou Augustin de la punctul de 11 metri și din nou două goluri avantaj pentru Gazdă. Iovănescu, Doru Nicolae și Stănescu. Câștigă Doru Nicolae și lovitura de la 11 metri pentru Argeșul. Mai sunt 8 minute până la play-ul final. Același Doru Nicolae este la originea acestei lovituri de pedeapsă, pe care o va executa ca și în minutul 53. Tot Bărbulescu. Atunci a tras în dreapta portarului. Ce va face acum? Tot în dreapta, tot gol și 3-2. Minutul 83, Dinamo FC Argeș 3-2.